genul programului Talk Show. Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. Atât de tare îmi plac jocurile astea între palate. Zici, frate, că am fi nu știu ce democrație sau nu știu ce formă de regalitate complicată. Ba, nu știu, parcă ProTV-ul a dat aia cu trei mușchetari, cei trei mușchetari, cu intrici de culise, cu Richelieu, cu... Deci, poieții ăștia... Nu pot să spun altfel, domnul Băsescu și domnul Ponta sunt băieții ăștia la cum fac. Deci ăștia se joacă cum ei se cred în romanele cu cei trei mușchetari, cu... E frumos, intrigi între palate, aprobăm bugetul, n-aprobăm bugetul. Uite, mă uit la unguri. Deci am citit o știre să pic jos astăzi. Nu vă spune mare lucru, pentru că toate televiziunile tac. E foarte interesant lucrul ăsta. Ungurii i-au scos afară, au zis, băi, cine sunteți voi, Banca Mondială? Eject! Hai! Eu râd, cum am spus, dar așa au făcut ungurii. Voi sunteți Fondul Monetar Internațional? Nu ne mai trebuie, hai! Ia! Închideți birou! Hai! Afară! Ieși! Hai! Care mai sunteți? Mai vreți să ne împrumutați? Să le faceți bine? Deci au scos cămătarii legali. Cum sunt și băncile la noi, da? Au scos băncile astea mari, da? Cum se împrumută săracul nostru de la bancă și se duce în supermarket și zice, mamă, cât a televizorul. Dar nu-și dă seama că nu o să mai aibă ce să mănânce perioada aia. Că o să fie foarte greu, că vine iarna. Dar îl face rată. Așa cum am vrut să fac și eu. Da? Și-și cumpără. Și după aia banca vine și zice, pune condiții. Vreau așa, ia dobândă asta. Așa fac și ea de la femei. E, ungurii au zis, da, cu guvernul lor și cu președintele lor, au zis în felul următor, ia luați-vă voi, mă, catrafusele. Și au început, acum au redus TVA-ul, l-au dus undeva pe la vreo 5% și mai au încă o grămadă de măsuri bune pentru populație. Păi la noi Băsescu și Ponta vând tot. De la flotă, fabrici, uzine, acum vor să vândă și cei de desubtul nostru, da? Vezi cazul Roșia Montană Gold Corporation, care vrea să ne ia aurul, să ne fure aurul, că la nu-i preț corect ce dau ei aurul și celelalte metale rare, da? Vezi cazul Chevron, care, vedeți, scot jandarmii, armata împotriva, a mai fost unul, îl chema Nicolae Ceaușescu, care a zis, ieșiți cu armata și dați-le peste tot, da? Și nu-i bine, domnul Ponta și domnul Băsescu, că o să fiți ținuți în minte în istorie ca și aia de la care au declanșat răscoala de la 1907 și au venit jandarmii și au tras în popor, în țărarii care cereau pâine. Dar era tot prin zona aia, prin Moldova. Bun, nu cu exactitate, nu localizăm chiar acolo lângă Pungești. Dar cam tot aia se întâmplă. Bun. Foarte complicat. Și da, ei fac jocuri. Așa ne place, îl văd pe domnul Băsescu vorbind la televizor. Atâta ne explică. Mă, știți ceva? Lăsați romanele de Alexandru Dumas, că nu țin de foame. Poporul ăsta are nevoie de cu totul și cu totul altceva. Uitați-vă la unguri. Ori să piară eroic, eu zic că nu. Eu zic că nu o să piară. Dar au făcut o faptă eroică. Guvernanții lor. Să zică cineva, da, că ții cu ungurii, ești antiromân. Decât român de ăștia, mai bine cu ungurii. Nu vă supărați pe mine. Deci îmi pare rău că trebuie să spun după ziua națională, decât cu român de ăștia faliți, cum e Ponta, Băsescu și toți aia de pe sus, frate, îmi pare rău. Măcar m-aș simți mai bine că ar fi în inima mea și înăuntru meu un sentiment de, cum să vă spun eu, dezaprobare totală față de ăștia. Că vorbim de libertate. Astăzi vorbim despre o zi fără libertate. Știți, am libertatea, am și eu libertatea asta de a spune. Băi, politica dâmbovițeană e falimentară. De 20 ceva de ani încoace n-a reușit pentru mine, cetățean român, să mă facă să mă simt mai bine, mai bogat, mai confortabil în pielea mea de român. Din punct de vedere economic vorbind. Da. Că eu așa mă simt, slavă Domnului, mă simt bine că sunt român și român o să rămân până să mor. E, cam asta e toată povestea. Deci, vedeți, Richelieu, la la la. Băieți ăștia trebuie ascunși. Unde? Să nu aibă numai o zi fără libertate. Să aibă mai multe luni fără libertate. Știți, nu doresc la nimeni pușcărie, dar
Să vedeți că astăzi vorbim despre o zi fără libertate, după cum spuneam. Și cine știe, poate Dumnezeu va face dreptate, dacă nu pentru noi în generația asta, a noastră, poate peste 2-3 generații, dar și noi suntem vinovați, că avem conducătorii pe care îi merităm, știți? Toți stăm și ne uităm. Care n-a făcut o mică, un mic șmen, o mică șpagă? Nu punem și noi de o mică afacere, business, ceva, a? Nu vă convine când vă spun lucrurile astea. Înjurați-mă. Eu suport. Vă știți. Când facem chestia asta, să nu ne mai mirăm că Ponta și Băsescu ne vând cu totul. Da, au bătut palma pe suma, să nu contează că nu-i portocaliu, unul roșu, unul... Numai. O zi fără libertate. 3 invitați. Eu am văzut proiectul în ziare și am zis, e de făcut subiect. E de făcut emisiune. Deci, a revenit doamna Anuța Burdușel, șeful Serviciului Asistență Psihosocială din penitenciarul Bârcea Mare. Sărut mâna, bine ați revenit la noi. Bună seara și bine v-am regăsit. Domnul profesor Sorin Demeter, directorul Colegiului Tehnic Transilvania DEVA, bine ați venit. Și bine v-am regăsit. Și domnul Ilie Gheorghicescu, elev în clasa 12, are 18 ani, stați liniștiți, deci m-am asigurat că totul este bine. V-am spus, n-am încărcat în viața mea regulile ce ne-au. Am zis, așa cântă, așa joc. Bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Așa, o zi fără libertate. Cum v-a venit ideea proiectului ăstuia? Că e bine, ceea ce ați făcut e formidabil. De ce? Copiii noștri, nepoții noștri, așa, nu mai știu ce era înainte de comunism, nu mai știu ce înseamnă univers concentrațional. Noi avem numai drepturi. Nu ne mai pune nimeni. N-ai bani, las, faci un jmen. Cum v-a venit ideea asta, domnul director? În primul rând, cu domnul director încep. Acum este bine cunoscut că în România și nu numai, fenomenul infracțional are o anumită amploare. Violența depășește anumite granițe și noi ne-am propus la școală să începem să facem o educație a tinerilor, pentru ca în viitor acest fenomen să nu să se reducă, dar să fie o lume poate mai liniștită. E important. Deci asta a fost sămânța. Okay. Aici a fost sămânța. Următorul pas a fost crearea unui protocol de colaborare între Inspectoratul Județean de Poliție, între Inspectoratul Județean de Jandarmerie, între Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar al Județului Nedoara și unitățile de învățământ. Noi, în particular, am încheiat un parteneriat cu Penitenciarul Bârcea Mare, cu care avem o colaborare foarte bună, având în vedere că profesori de la Colegiul Tehnic Transilvania predau persoanelor private de libertate. Asigură școlarizarea acolo. Asigură școlarizarea. Și am făcut un plan cadru de siguranță și de reducerea fenomenului de violență. Și noi ne-am propus în acest an ca să facem anumite activități. Printre activitățile pe care le-am propus, ne-am propus și această activitate, bineînțeles, în urma unei discuții cu conducerea penitenciarului. Doamna Anuța Burdușel, ne revedem așa, în gând în când la emisiuni, nici foarte des nu-i bine, dar nici extraordinar de rar. Mă bucur foarte tare că deja există o deschidere din partea penitenciarului și mulțumesc domnului comandant Țugmianu că a fost deschis, a spus, nu, poate nu acum, poate, uite, avem proiectul ăsta. Am mai așteptat un pic și am așteptat, am avut răbdare, a fost o idee foarte bună. Înainte era o lume destul de opacă. Acum există o deschidere și proiectul ăsta înseamnă o deschidere maximă, zic eu. Așa este. Vă rog. Deci dacă pe parcursul anului trecut și chiar și pe parcursul acestui an am continuat activitățile de prevenire a delincvenței juvenile, gen o viață fără droguri sau alt tip de acțiuni, ne-am gândit ca de data aceasta să punem în aplicare un proiect care e pilotat pentru prima dată în județul Hunedoara, e un element de noutate, e preluat dintr-un proiect asemănător care funcționează în penitenciarele din Portugalia și se adresează tinerilor de liceu cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Vrem să punem astfel și noi o piatră de temelie în prevenirea infracționalității juvenile. De ce ne-am gândit la acest proiect? Pentru că
am tot făcut dezbateri, ne-am tot gândit la tot felul de teme, pe o viață fără droguri, pe prevenirea infracționalității juvenile, dar de data aceasta, în loc să medităm și să discutăm, am preferat să fie o experiență în realitatea mediului carceral. Și prin intermediul unei experiențe colective în penitenciar, am urmărit ca participanții, cei 8 adolescenți care au fost selectați de către cadrele didactice din cadrul colegiului, să cunoască realitatea trăită în acest mediu și astfel să conștientizeze valorile libertății. Să conștientizeze valorile libertății, ați spus extraordinar de frumos, pentru că încercăm să le explicăm și ar trebui să explicăm copiilor. Domnul director, poate ne ajutați. Imediat o să ajung și la Ilie Chiorchicescu să îl întreb despre experiență. Dar, domnul director, vedeți, vorbim prea puțin de la catedră. Acum, eu de vreo 3 ani, de vreo 4 ani nu mai predau. Dar vorbim prea puțin de la catedră despre cum era înainte de 1989. Că trebuia uniformă, că adidașii erau de un singur fel, că dacă găseai tenești chinezești din aia cu talpă verde era o întreagă frumusețe. Că n-aveai decât o pereche de blugi și aia luați pe sub mână și de frica miliției care aresta pe aia. Era greu să aduceau blugii din Sârbia, la noi aici în zonă. Că trebuia să stai la coadă la carne, ouă, lapte, unt, nu știu. Că banane primeam două și le puneam, erau necoapte și le puneam pe dulap așteptând să se coacă, nu? Lucrurile astea trebuie să le reamintim. Și în final, povestea asta. Adică experiența este, în mediu. Este în ușor să povestești, să dai sfaturi, să faci recomandări. Acest proiect însă s-a vrut să fie o experiență reală. E o mare diferență. Da, corect. Este ușor să dai cu presupusul, este ușor să participi la prelegeri, la discuții. E altfel atunci când trăiești pas cu pas o asemenea experiență. Și poate că elevul nostru o să ne povestească. Îl întreb de program. Cum a început? Hai să vedem. Păi, înainte de a fi arestați de la școală, înainte cu o săptămână, au venit doi ofițeri psihologi de la penitenciar, care ne-au pregătit, au făcut niște acțiuni la școală, în care ne-au întrebat cum percepem noi închisoarea, ce înseamnă pentru noi închisoarea, privarea de libertate. Toți ne-am dat cu părerea diferite idei. Și până la urmă, când am ajuns să trăim pe pielea noastră, ne-am dat seama că nu prea aveam dreptate și că realitatea e cu totul alta. Bun, deci prima dată pregătire psihologică. Da. Timp de 2 săptămâni? 4 săptămâni. 4 săptămâni. Da. Deci 4 săptămâni, vizite, psiholog, hai să vedem, au sondat terenul. Da. Bun, cum a început ziua? Dimineața la ora 9, duba de jandarmi a venit la noi la școală. Ne-am adunat toți care am fost implicați, toți cei 8 colegi. Ni s-a spus pentru ce suntem arestați și am fost urcați în dubă. Apoi am fost transportați la penitenciar. Acolo am fost dat jos, ne-a băgat într-o carceră. Apoi am făcut o vizită medicală. Din nou am verificat dacă datele sunt corecte, ne-au readus aminte pentru ce am fost arestați. După aceea am fost duși la amprentare, la deparazitare a hainelor și nouă ne-a făcut baie. Apoi ni s-au dat obiectele care le primește orice deținut în clipa când este arestat. Și anume, hai să vedem ce duci cu tine, că vorba aia e ca un fel de moarte asta, nu? Prima dată săpunul. Săpunul, mi se pare corect, da? Da? Pasta de dinți. Săpun, pasta de dinți. Perioze de dinți, hârtie igienică, o pernă, o pătură, cearceaful, fața de pernă. Așa? Cam așa a fost. Păi, nu, și laptopul, tableta, telefonul mobil, cum? Sunt Facebook-ul. Chiar interzis, iar dacă ești prins, să zicem, cu un telefon mobil în penitenciar, riști să primești un raport de incident, iar acesta constă atunci când comisia de eliberare va veni să vadă despre parcursul tău în închisoare,
o să-ți fac, de fapt, nu o să-ți dea drumul în libertate, ci probabil vei primi câteva luni în plus. În general, pentru dacă ești prins cu telefonul mobil, primești undeva la 6 luni. Și bineînțeles, alte pierderi, de exemplu, poți să nu să rămâi fără vizitator, să nu mai poți primi vizite, să nu mai poți primi pachete. Mai multe sancțiuni. Am înțeles. Bun, deci, de parazitare, cazarmament, ca să zic așa, și obiecte sanitare și gata. Pe... Da. Unde v-au dus după aia? După ce am trecut prin toate aceste etape, am fost conduși spre închisoarea propriu-zisă, ne-au băgat într-o celulă în carantină, unde de obicei persoanele noi arestate stau 21 de zile ca să se obișnuiască cu regimul din penitenciar, să înțeleagă regulile, să realizeze că viața lor nu mai este cum a fost, să-și dea seama că din clipa aia au pierdut tot ce au avut și ar trebui să se semneze și să înceapă să își dea seama de greșeală și să se reabiliteze. Pentru că asta e cel mai important în închisoare. Cu toate că e un păcat să ajungi acolo, dar dacă totuși ai ajuns, să încerci să te schimbi și să-ți dai seama de greșeală, să realizezi pierderile pe care le ai. Bun. În cameră totul liniște. După ce a trecut prin toate astea, a fost bine? Din nefericire, nu. Acolo am stat cu alți doi deținuți. De cum am intrat, a fost un mic incident. Televizorul nu se putea da mai în cer la volum, așa că au fost nevoiți să-l închidă. Apoi ne-au lăsat doar noi cu ei, am povestit, ei acolo ne-au descălțat să nu cumva să avem mortăciuni în limbajul pușcăriașilor. Astea fiind ce, mortăciunile? De exemplu, cuțite sau arme albe sau droguri. Am înțeles. Așa, apoi ne-am acomodat, să zicem așa, ne-am fost puși să ne facem paturile. După aceea, o parte din noi au ieșit din celulă însoțiți de gardieni, au fost duși să vadă în caz de incendii, în caz de probleme tehnice, cum să abordeze situația. După aceea, între timp, de fapt, noi am discutat cu acei doi pușcăriași, ne-au spus de ce sunt acolo, au încercat să ne amenințe. Așa, apoi cei patru au revenit, am mers noi mai departe să vedem și noi. Așa, scenariile în caz de urgență. Așa, iar apoi a urmat masa. Iar aici s-a produs un incident mai grav, să zic așa. Celor doi deținuți nu le-a plăcut mâncarea și au început să facă o mini-revoltă. Au aruncat cu mâncarea pe jos și în celulă se afla o bancă din metal. Iar unul dintre deținuți a luat acea bancă și a început să lovească cu ea în ușa celulei și automat autoritățile s-au sesizat și au venit cei de la intervenție, au intrat peste noi în cameră, s-au spus să stăm pe burtă, să cu mâinile la spate, să nu mișcăm. Cei doi au fost luați și imobilizați, i-au calmat afară. Apoi totul a revenit la normal. Da. Trebuie să precizăm că cei doi deținuți, de fapt, nu erau deținuți, vă rog. Da, deci cei doi deținuți care au fost colegi de celulă pentru câteva ore puține cu cei 8 adolescenți, de fapt, erau colegii noștri de serviciu și erau specializați în psihologie. Așa s-a produs acest mic incident. Știau adolescenții de scenariu? Nu. Deci nu știau despre scenariu. Acum a fost ușor să vorbească, vă dați seama atunci dacă... Ce ai simțit atunci când ai văzut că ea fac curit? Sincer, frică și nu știam ce se întâmplă. Era pentru prima dată când am trecut printr-o situație ca asta, ca aceea și na, ne-am speriat cu toții, nu știam cum să reacționăm. Ne gândeam că probabil vom fi luați și noi pe sus sau nu știu. Până la urmă am scăpat cu bine. Bun. E ceea ce vi s-a întâmplat vouă e ca asta... să spunem, o experiență și voi ați avut un termen, da? Vi s-a spus, domnule, veți sta o zi în pușcărie, dar în ziua aia nu puteai, aveau posibilitatea să spună, domnule, nu mai, eu gata, nu mai pot, vreau acasă. Nu aveau posibilitatea să facă nimic din ce doreau
decât să facă ce li se impunea. Iar despre cei doi deținuți nu au știut, la finalul întregului proiect, în momentul când au intrat din nou în camera de deținere, și-au luat rămas bun de la cei doi deținuți, iar eu am făcut precizarea că, de fapt, sunt colegii noștri, erau în cameră pentru că și ei trebuia să fie protejați din punct de vedere psihologic și am încercat să securizăm pe cât posibil persoanele care desfășurau acest proiect. Foarte bun, a fost bună și aia cu incidentul. Deci ai simțit pe pielea ta, Ilie Gheorghicescu, ce înseamnă să fii privat de libertate o zi? Când s-a încheiat? Nu, că, așa, da. Bun, n-am terminat cu tot programul. Da. S-au întors în celulă, s-au calmat spiritele în sfârșit. Ce a urmat? Da, după ce au fost readuși în celulă, am fost scoși cu toții la plimbător. Acolo mai erau încă doi deținuți, care, desigur, și au făcut parte din proiect, dar tot așa am aflat doar la sfârșit. Era un, așa zis, interlop. Era foarte mare, da. Așa. Și de cum am intrat, ne-a primit călduros cu aparativul bibanilor. Așa. Era unul dintre noi mai blond, așa, și avea ochi albaștri, a început să-i facă ochi dulci, spunându-i frumos, să-l ai grijă cu ochii tăi. Și... Deci, greu. L-a primit ca acasă. Ca acasă, da. E ca în reclama. Ți-am pregătit un loc la noi în celulă, nu? Știi reclama? Nu știi. După o să o căutăm pe YouTube și o să vezi despre ce e vorba, așa. După ce am revenit de acolo, cadrele din penitenciar ne-au luat pe toți și am făcut un tur al închisorii, dacă aș putea spune așa. Am fost duși în toate celulele, am văzut capela, sălile unde deținuții mănâncă, unde învață, unde au loc diverse activități. Am fost chiar și în curte, unde sunt terenurile de fotbal, de miuță, mai multe sporturi. Am văzut deținuții cum se comportă ei într-o zi de închisoare. Iar la sfârșit ne-am adunat într-o sală unde am fost noi cei 8 elevi împreună cu încă 5 deținuți, acei 2 deținuți de afară din plimbător și alți 3, toți de vârste diferite, povești de viață diferite. Ăștia erau pe bune. Ăștia erau deținuți pe bune. Erau deținuți pe bune. Dar eu vreau să mai fac o precizare, ce el, sunt convinsă că n-au omis, dar așa din grabă de a povesti foarte multe lucruri. Bine, l-am grăbit, am sărit. Care s-au întâmplat în ziua respectivă, după ce au finalizat activitatea, să spunem așa, în spațiul de deținere, au fost duși într-un cabinet de asistență psihologică, unde colegii mei au făcut cu ei câteva tehnici de debriefing, adică anumite tehnici pentru eliberarea emoțiilor negative, pe care, sincer, le aveau. Păi, în momentul în care intri, eu știu când am intrat cu ocazia, când te duci acolo și zice, buletin, da, portofel, bine, telefon mobil. Telefon mobil, nu mai ai nimic, numai că nu am trecut prin toată povestea aia, că să-ți dea cazarmament și așa. Doamne, dar știți, eu am venit cu altă... Da, lăsați-le toate aici. Păi n-aveți încredere. Aici facem ce trebuie. Deci, clar. E rânduială și disciplină. Ca să fim în rânduială și să respectăm disciplina emisiunii, ne apropiem de momentul publicității cu voia dumneavoastră să luăm publicitate și revenim apoi. Stimați telespectatori, dacă ați terminat cu Băsescu, că știu că vorbeam că în momentul în care am intrat în legătură directă cu noi, ziceți. Nu e numărul de telefon pe ecran. Bine, rău că învățăm pe copii chiar și cu o experiență de genul ăsta. Vreau să auzim puncte de vedere. Cei care doriți, bineînțeles. Publicitate. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Discutăm despre O zi fără libertate, un proiect care ar trebui să ne pună pe gânduri și ar trebui făcut, zic eu, mai des, măcar așa, pentru a arăta celor care de multe ori se cred încă din școală, știți? Eu sunt tare,
să le arate că nu întotdeauna, să zic așa, puterile noastre ne asigură așa un echilibru oriunde am fi. Da? Bun. Domnul director, cum ați făcut selecția? Pentru că ați avut 8 oameni acolo. Din... Optele. În clasa, toți au fost din clasele a 12-a? Nu. Deci selecția a fost făcută în primul rând din clasele a 11-a și a 12-a. 11-12, patru că... elevi așa? Care erau cu risc de abandon școlar. Cu... A, deci ați dus patru elevi cu risc de abandon școlar? Foarte care bun. Care aveau abatere disciplinară și patru elevi au fost voluntari. Exact pentru a se asigura așa o diseminare a informației reală. Deci, da, cam societate, corect. Patru între vinovați, patru nevinovați. Cam așa e procentul, jumătate. Bineînțeles că am obținut acordul lor, acordul părinților, pentru a participa la acest proiect. Proiectul, de fapt, se derulează pe parcursul a 8 săptămâni și o zi, 4 săptămâni pregătirea, o zi privarea de libertate și încă 4 săptămâni perioada post-proiect, când la fel psihologii... Suntem încă în interiorul proiectului, pentru că n-au trecut încă 4 săptămâni. Psihologii de la penitenciarul Bârcea Mare, în legătură cu diriginții și cu psihologul școlii, fac activități. Ilie Gheorghicescu, vreau să te întreb ceva. Spune. N-ați avut, sau mă rog, n-ai avut vreodată orele alea petrecute acolo? Au fost, la ce oră, a început la ora 9, la ce oră s-a încheiat? Pe la 4, dacă nu mă șer. La ora 16. Da. Ok. N-ai avut niciodată, mă, dacă uită ăștia de noi? Dacă se întâmplă ceva? Ba, ne-am gândit într-o clipă dacă nu cumva am fost mințiți și în loc de o zi să stăm mai mult, pentru că acei deținuți care erau cu noi, ei nu știau nimic, se prefăceau că nu știu nimic și tot râdeau de noi când unii dintre colegii mei încercau să le explice că e un proiect. Și într-un fel ne-am speriat, adică ne gândeam, bă, dacă stăm aici, pe bune. Nu mai erați așa tari, nu mai erați așa cool, a? Vi s-au părut orele mai lungi, așa? Da, a trecut mai greu. Adică n-a mai fost ora de mate sau ora de, nu știu, istorie sau ora de fizică sau... A, nu mai gata asta, mamă! Deci toți știm sentimentul că toți am fost elevi. Dar parcă adrenalina aia care o simțeam atunci ne-a ajutat să trecem mai ușor peste orele acele. Deci a fost așa. Bun. Vorbeam în pauză, dau din casă, și a spus doamna Anuța Burdușel, șeful serviciului asistență psihosocială, a zis, dacă ne dădeam total frâu liber imaginație, ieșea cu mult mai, deci se mai puteau pregăti surprize. Cu siguranță, da. Și aș vrea să precizez că adolescenții chiar nu știau despre ce așteaptă în spatele gradilor. Programul a fost o adevărată provocare chiar și pentru noi. Activitățile au trebuit să aibă o cursivitate, ca totul să se deruleze firesc, ca pentru orice nou depus. Totul a trebuit sincronizat foarte bine și s-au implicat pentru asta o mulțime de colegi. Bun, hai să vedem compartimentele, pentru că dumneavoastră aveți mai multe compartimente acolo în penitenciar care trebuie să funcționeze ca un mecanism foarte bine uns și foarte bine pus la punct, că dacă greșești, e nenorocire. Te trezești cu deținuți în greva foamei, deținuți care se automutilează, deținuți care protestează în diferite feluri, comisii peste comisii, revolte, deci orice scăpare de sub control a situației duce la acțiuni extreme. Așa este. Deci a fost o echipă de coordonare la nivelul penitenciarului și o să vă și spun imediat cine a făcut parte din ea. Dar pe lângă această echipă a fost și echipa de coordonare din partea școlii, unde a fost domnul director, domnul director adjunct, dirigintele coordonator alături de ceilalți diriginți ai copiilor și doamna psiholog care ne-a sprijinit foarte mult. Cei 8 adolescenți implicați, persoanele private de libertate, iar de la nivelul penitenciarului, echipa a fost mult mai complexă și asta însemnând colegii de pe siguranța deținerii și regim penitenciar, colegii de pe serviciul evidență deținuți care s-au ocupat de amprentarea lor, de tot ce ține de dosarul penal,
colegii de la cabinetul medical, în special domnul doctor și asistenții medicali care s-au ocupat de vizita medicală. Apoi au fost colegii de la informatică care s-au ocupat de poze, pentru că și au fost fotografiați. Au ieșit cu dosar complet, l-am văzut și eu. Da. Deci un dosar complet. Complet. Un dosar penal complet. Apoi au fost ceilalți colegi supraveghetori de pe secțiile de deținere și din curțile de plimbare. Au fost și fii de tură și șeful de secție care a fost prezent. Și în plus colegii de pe serviciu educație și asistență psihosocială, în speță educatorii, psihologii cu care noi am colaborat. Bun, ce urmează în astea 4 săptămâni? 4 săptămâni în care suntem. În astea 4 săptămâni o să urmeze diseminarea informațiilor și o să fie o multitudine de activități organizate la nivelul unității școlare, gen părerea mea despre închisoare, reflecția asupra poveștilor de viață, pentru că cei 8 adolescenți au participat la o dezbatere împreună cu 5 deținuți, unde au ascultat poveștile de viață ale fiecăruia, mărturii asupra traiectoriilor parcurse, care o să recunoască de multe ori sunt similare cu traiectoriile inițiale ale unui adolescent și în special care este supus riscului de a greși. Acest lucru ducând de altfel la modelarea comportamentului în sensul de a nu ajunge și ei în spațiul de deținere. Ce au zis părinții, domnul director? Au fost de acord părinții celor, mă interesează, al celor 4 cu probleme? Pentru că de multe ori problemele vin și din cauza de lipsă de interes din partea părinților. Au fost de acord. Deci au fost de acord părinții și bine, le-am explicat mare care este tematica proiectului și în primul rând scopul final este ameliorarea comportamentului și, bineînțeles, ameliorarea rezultatelor școlare. Bun, acum, a rezultatelor școlare, dacă ăla nu vrea să învețe, nu vrea să învețe, dar măcar să fie prezent la școală. Pentru că fiind prezent la oră, mai reușește să prindă ceva și reușește să, chiar dacă nu vrea. Prima condiție e să fii prezent la școală, ca să înveți ceva, nu? Asta le-o predăm de fiecare dată copiilor. Când se vor vedea rezultatele sau când e preconizat să se vadă rezultatele? Cum știți că prevenirea unui comportament nu poate face un om și nu se face printr-un proiect. Acolo trebuie să fie mai mulți factori care trebuie să își dea mâna, în primul rând, elevii, părinții, instituțiile, cum a fost în acest caz specialiștii și, până la urmă, acțiunea trebuie să fie la nivel de mentalitate. Dacă reușim să schimbăm mentalitatea, cu siguranță reușim să facem lucruri mari. Însă, numai prin proiecte susținute. Avem acest proiect, urmează alte proiecte, în care se implică toți factorii, începând cu părinții, continuând cu școala și cu celelalte instituții. Am înțeles. Cam câți elevi aveți acum în clasele 11-12? Cam câte clase? 200. Deci cam 5 clase pe nivel. 5 clase pe nivel. 5 clase pe nivel, da. 125, nu? 4 de 12, 5 de 11. 5 și 4. Am înțeles. E interesant, pentru că din ăștia 208 vor ști să le povestească colegii. Ce au zis colegii? Eu sunt foarte interesat dacă lor li s-a părut interesant. Când v-ați întors, ce au zis? Bă, ați pierdut o zi, au fost și remarci de genul ăsta? Desigur, nu. Majoritatea elevilor au fost chiar foarte curioși să afle ce am făcut acolo și ne puneau diferite întrebări. Iar noi le răspundeam cu mare drag și le explicam ce am văzut acolo și au fost cazuri în care am cunoscut, de exemplu, 2 prieteni care porniseră greșit, adică aveau o vedere greșită asupra derivenței și așa mai departe. Și după ce le-am explicat ce se întâmplă acolo și cum e viața acolo și așa, și-au dat seama că greșesc și au zis că o să se schimbe și că își dau seama de gravitatea lucrurilor și or să promite, de fapt, nu că promit, chiar și s-au schimbat în totalitate. Iar restul colegilor, desigur, au fost curioși, ne-au întrebat, au
Da. Nu, că de obicei în România se iau lucrurile cam la mișto. Da. Noi știm, noi, asta e boala română. Noi le știm pe toate. Până nu te duci acolo și nu te treci așa un fior pe și la spine și să zici, frate, nu mai am aia, nu mai am aia, nu mai am identitate, am ea act de identitate. Nu mai am telefon mobil, nu mai am nicio legătură cu exteriorul, sunt între patru ziduri și ăștia fac ce vor cu mine. Până atunci nu realizez, corect? Corect. În perioada următoare, exact, asta o să urmeze... La orele de dirigenție, elevii vor povesti experiența pe care au trăit-o, bineînțeles, sub dirijarea diriginților și a psihologilor, pentru a se atinge latura de prevenție. În urma asta urmărim. Bun. Proiectul ăsta face parte dintr-un pachet de proiecte. Spuneați în timpul pauzei că deja aveți încă o solicitare din partea unei instituții de învățământ. Dacă vreți, spunem care, dacă vreți, nu spunem care. Da, deja avem o solicitare din partea unei instituții de învățământ din municipiul Hunedoara și am asigurat că pe parcursul anului viitor, pentru că acum timpul nu ne mai permite, vom efectua o asemenea activitate și cu tinerii din liceul lor. Bun. Alte proiecte? Avem și alte proiecte în derulare. Acestea sunt proiecte cu adresabilitate tinerilor, dar avem proiecte care vizează strict activitatea noastră de penitenciar și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, am inițiat din nou proiectul de Crăciun, unde sunt foarte multe activități adresate deținuților și nu numai lor. Ține-te că anul trecut ați făcut acel pom de Crăciun fabulos. Și origami, da. Am văzut că se mai lucrează, o să fie și anul ăsta? Se mai lucrează origami și deja avem câteva activități pe care intenționăm să le facem în instituțiile sociale din județul Hunedoara. Ne vom duce în centrele pentru tineri, pentru minori și pentru adulți cu handicap. De data aceasta, brăduțul de Crăciun se va duce înspre persoanele adulte cu handicap. Sperăm să le facem o bucurie și nu numai prin acest brăduț, prin a le oferi și alte cadouri, dar vă vom spune la momentul potrivit. O să mai mergem și la copiii din Hunedoara. O să mergem la câteva familii nevoiașe din Deva și Hunedoara. O să avem colindători, o să mergem și noi cu colinda, o să avem spectacole în penitenciar și foarte multe alte activități. Și, bineînțeles, activitățile de origami, produsul final acei Moș Crăciunii și nu numai, vor face bucurie și de data aceasta copiilor și adulților pe care o să îi întâlnim. Îți trebuie răbdare să faci o asemenea lucrare. Bun, și brăduțul. Deci aștept să vedem pe știri, pentru că la noi se aglomerează. Suntem în 3 decembrie, astăzi o să fie aglomerație mare, dar e bine că ni le anunțați și să sperăm că o să putem să fim alături de dumneavoastră în desfășurarea acestor acțiuni, pentru că e foarte important să înțelegem țara și societatea ca un tot. Bun, e ceva care nu merge, ok. Niște oameni care n-au fost bine sfătuiți, care au avut o slăbiciune, care, bun, și ei sunt tot oameni și e o deschidere foarte importantă pe care o fac penitenciarele. Penitenciarul Burcea Mare, din punctul meu de vedere, de asta facem emisiuni împreună și de asta întotdeauna ușa noastră vă este deschisă. Pentru că văd că se vrea, se dorește. Bun, alte proiecte. Pentru că școala românească, domnul director, școala românească a ajuns într-un con de umbră dintr-un anume punct de vedere. Facem o educație aia, domnule, sunt plătit. Pentru 18 ore pe săptămână mă duc, îmi fac tema din curiculă, facem nu știu ce, bun, mai facem niște excursii, niște nu știu ce, niște... Educația asta informală, educația scoasă din clasă. Mai aveți proiecte? Da, și câteva proiecte tragi. În primul rând, fiind un colegiu tehnic, noi ținem foarte mult ca elevii noștri să facă practica la agenții economici. De exemplu, anul acesta am câștigat un proiect Leonardo în care elevii noștri au făcut stagiu de practică la agenți economici în Leipzig.
Ați fost în Germania, ați văzut cum lucră nemți. 16 elevi timp de 3 săptămâni și-au desfășurat stagiul de practică la Leipzig și-au obținut competențe recunoscute la nivel european. Pe lângă acest proiect, chiar acum 2 săptămâni am finalizat un proiect, Ziua Ștafetei, Eu Decid. 10 elevi și-au petrecut o zi la agenții economici și au experimentat meseria pe care ei și-o doresc, și anume meseria de inginer mecanic. Este la profilul tehnician transporturi, le place mecanica și au petrecut o zi lângă un inginer mecanic de la firmele cu care noi avem încheiate contracte de parteneriat și la sfârșit am făcut o recepție și ne-au povestit, a fost un real succes și poate că îi motivează pe viitor să aibă rezultate mai bune pentru a obține această meserie. Mi-am propus să merg la penitenciar, sper că îi găsesc acasă, că am înțeles că au foarte multe proiecte. Așa. În fiecare an mergem cu echipa de dansuri și îi colindăm și dansăm în fața persoanelor private de libertate pentru a le aduce un strop de bucurie în preajma sărbătorilor. Sunt sigur că o să fie acolo. Oricum, la penitenciar la Bârcea avem frecvență 100%. Asta. Deci acolo nu se acolo nu, avem probleme de frecvență. Cu frecvența absențelor și e totul foarte bun. Ilie Gheorghicescu. Că greșisem numele la un moment dat, așa. Da. Spunem Gheorghescu, nu Gheorghicescu. Gheorghescu? Da. Am scris eu greșit. Probabil. Deci Gheorghescu. Da. Am înțeles. Spune-mi, te rog frumos. Ești clasa 12-a. Da. Încotro te duci? Încă nu m-am gândit, dar aș vrea să gat în primul rând școala, să iau bacalaureatul, iar apoi probabil mă voi duce la facultatea de drept. Drept? Da. Nu mecanică? Nu mecanică. Drept? Da. Au, mamă, păi mulți, tocmai din cauza celor care au terminat facultatea de drept, sunt acolo unde sunt dintre cei pe care ai văzut la penitenciar. Da, dar justiția înseamnă dreptate până la urmă. Da, e minunat. Plecăm cu optimism. nu vreau să stai la anul. Doamna Anuța Burdușel, ce va aduce anul 2014 ca noutate pentru penitenciarul Bârcea Mare? Ca noutate pentru penitenciar o să aduc și proiecte noi. Așteptăm un feedback pe un proiect depus care se numește Libertatea prin integrare. O să aducă multă muncă în cadrul unui proiect în derulare, Viața după gratii, unde mai avem de calificat 70 de persoane private de libertate în meseria de tâmplar. Suntem în pragul finalizării atelierului de tâmplărie. Așteptăm utilarea acestuia cu o linie tehnologică modernă. O să ne aducă și schimbări legislative de la 1 februarie 2014, noul cod penal și cod de procedură. Deci o să fie multă treabă, multe activități. Și apropo de activități, că am uitat să vă spun, chiar joi o să avem o activitate mare care se va ține la sediul Inspectoratului Școlar Județean, unde avem o întâlnire cu toți colaboratorii noștri din județul Hunedoara, unde se va prezenta din nou strategia de reintegrare în societatea persoanelor private de libertate și, bineînțeles, se pun bazele colaborării pentru anul 2014. A fost vizita celor din Sardinia? Încă nu. Am fost noi într-o vizită de lucru, într-o vizită de studiu, în cadrul proiectului Viața după gratii, în Italia. Și mulți colegi din penitenciar au beneficiat de cursuri de formare ca și consilier vocațional organizate de către Ministerul Muncii, tot în cadrul proiectului Viața după gratii. Eu vă mulțumesc pentru prezență și pentru informații. E clar, drept. Bun. Poate se mai schimbă ceva pe parcurs, da? Poate se mai schimbă ceva pe parcurs. Prima dată, BAC. Corect, asta e primul lucru. Mulțumesc, domnul director. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiența asta, o zi fără libertate, și să mai faceți asemenea proiecte, pentru că sunt foarte importante. Și sărbători fericite de pe acum.
Mulțumim la fel. La fel. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. Mâine discutăm despre o economie mare și la bugetul județului și la bugetul nostru, că în fond și la urma urmei cam asta urmărim fiecare dintre noi și în familie. E, prima dată când autoritățile fac o economie, nu mai costă nu știu cât, da? Și o economie importantă, ci costă cu vreo, nu știu, 5 milioane de euro, dacă am citit eu bine știrea, dar în sfârșit aflăm mâine mai multe de la domnul director general al APASERV, domnul Victor Arion. Ne revedem mâine, nu uitați, România nu e a lor, e a noastră.